În ultima ședință a Comisiei de Dialog Social, care s-a desfășurat marți 20 decembrie, la sediul instituției prefectului județul Vâlcea s-a discutat subiectul clauze esențiale ale contractului individual de muncă, modificări aduse de prevederile legii numărul 283/2022, pentru modificarea și completarea legii numărul 53/2003, Codul Muncii, precum și a ordonanței de urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind codul administrativ. Prin ordinul prefectului numărul 626 din 12 decembrie 2022 am convocat în ședință ordinară pe luna decembrie Comisia de Dialog Social Vâlcea cu următoarea ordine de zi. Punctul 1. Clauze esențiale ale contractului individual de muncă, modificări aduse de prevederile legii numărul 283 din 2022 pentru modificarea și completarea legii numărul 53/2003 privind codul muncii, precum și ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ. Modificările apărute la contractul individual de muncă au fost prezentate de către Viorel Din, inspector șef Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea. În conformitate cu prevederile legii 53/2003, republicată, respectă codul muncii, anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării, ori după caz salariatului, cu privire la cauzele esențiale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice. Obligația de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adițional după caz. O altă modificare importantă care a survenit este legată de salariul de bază și metoda de plată. Salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, evidențiate separat, periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul și metoda de plată. La durata normală a muncii, exprimată în ore per zi sau și sau ore per săptămână, condițiile de efectuare și de compensare sau de plata orelor suplimentare, precum și, dacă este cazul, modalități de organizare a muncii în schimburi. Toate elementele de informare trebuie să se regăsească în contractul colectiv de muncă. La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, ori pe durata concilierii unui contract individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de către un consultant extern specializat în legislația muncii sau de către un reprezentant al sindicatului, al cărui membru este conform propriei opțiuni. Inspecția muncii pune la dispoziția angajaților și a angajatorilor modelul cadru al contractului individual de muncă stabilit prin ordin al Ministrului Muncii și Solidarității Sociale prin publicarea pe site-ul instituției. Orice modificare ce survine în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract anterior producerii modificării.